Și pe cartea aceea lumina așa de frumos și scria că era cartea sfârșitului. Și am văzut că a venit la mine Duhul Sfânt, m-a văzut în visul acela, eu eram pe genunchi, a venit Duhul Sfânt și mi-a spus, vreau să-ți arăt niște lucruri. Unele lucruri mi-a spus Duhul Sfânt, vreau să le spui în biserică, vreau să le spui familiei tale, dar unele lucruri nu trebuie spuse, mi-a spus el. Și atunci mi-a spus, haide cu mine, m-a luat de mână și mi-a arătat tot globul pământesc, tot pământul mi l-a arătat. Și am văzut cum asupra pământului se pregătea un nor de fum foarte puternic, un nor care exact așa ca atunci când dai foc la un cauciuc și este fumul ăla așa de negru, exact așa, venea peste întreaga omenire. Și am spus, spune, ce înseamnă norul acesta, ce înseamnă? Și el a spus, sunt urgiile care stau să vină, care bat la ușă și sunt gata să se împlinească. Toate urgiile acestea vin. Și apoi mi-a arătat cum s-a dat o lege. S-a dat o lege peste toată fața pământului. Eu am rămas șocat când mi-a spus care este legea aceasta de fapt. Și a spus în felul următor, spunea legea aceasta, toți cei care au peste doi copii, statul îi va lua. Și eu am început să plâng și am zis, cum este posibil dacă copilașii sunt ai noștri? Noi am crescut copilașii aceștia, cum să ia statul? Și mi-a spus, da, lucrurile acestea stau să vină. Și mi-a spus, privește acolo și mi-a arătat un unghi pe pământ. Și am văzut că era, nu știu ce țară era acolo, dar cei care erau în țara aceea n-aveau copii sau aveau chiar un copil și erau bucuroși, priveau așa bucuroși că lor nu li se ia copiii. Dar am văzut copiii ai lui Dumnezeu care plângeau și erau genunchiați și li se luau copiii cu grămada din casa lor. Și apoi am spus, cum poate Dumnezeu să stea și să facă lucrurile acestea? Și Duhul Sfânt mi-a spus, au fost prevăzute lucrurile acestea, mi-a spus Duhul Sfânt. Și au fost înștiințați de lucrurile acestea. Apoi am văzut că s-a mai dat o lege și mi-a spus, care este legea următoare? Am întrebat pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mi-a spus, privește la granițe. Și am văzut cum granițele se închideau, toate odată au început să se închidă și mi-a spus, privește mai atent acolo și uită-te, vezi exact ce se întâmplă, pentru că toate acestea lucruri stau să se întâmple, mi-a spus Duhul Sfânt. Și când m-am uitat acolo, toți cei care erau în spatele granițelor nici nu mai puteau să iasă, nici nu mai puteau să intre. Dar dacă încercau să treacă de granițele acestea, erau împușcați, pur și simplu erau împușcați și cădeau jos. Și atunci m-am întristat și am zis, de ce atâta chin, de ce atâta? Și Duhul Sfânt mi-a spus, pentru că sunt niște lucruri care trebuie să se întâmple, voia lui Dumnezeu trebuie să se facă, cuvântul trebuie să se împlinească. Pentru că Dumnezeu a spus trezire și pregătire, mi-a spus Duhul Sfânt. Și a spus că a strigat în fiecare biserică, dar puțin sunt aceia care iau aminte la lucrurile acestea. Și apoi mi-a spus, vreau să-ți arăt un lucru care nu trebuie spus, mi-a spus el. Și mi-a arătat acolo niște lucruri și am început a plânge și a spus, Doamne, este prea mult pentru noi ca creștini, este prea mult pentru noi ca care stăm lângă Dumnezeu. Și mi-a spus, nu, pentru cei care stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu îi va ocroti și va păzi, slăvit să-i fie numele Lui. Și apoi vreau să vă spun că m-a luat de mână și mi-a spus, vreau să-ți mai arăt un lucru. Și mi-a arătat, am intrat ca într-o hală, erau două porți și era ca o hală, așa arăta. Și apoi mi-a arătat, era așa ca o pivniță, mi-a luat să știi ce înseamnă pivniță. În beci. Și era așa de întunecat și mă uitam acolo și mi-a zis, ce să fie acolo? Și s-auza așa niște strigăte înfiorătoare. Și mi-a auzit așa ca un glas care o striga și porțile acelea s-au deschis. Și când s-au deschis porțile acelea, niște îngeri zburători, dar erau urâți, s-au ridicat pe nori și umblau așa deasupra pământului, umblau. Și mi-a spus, ăștia sunt îngerii căzuți, mi-a spus el, privește bine că sunt îngerii căzuți. Și m-am uitat la dânsă și zburau deasupra pământului așa și la creștini, n-aveau nicio treabă cu ăștia din lume, la creștini. Și atunci Duhul Sfânt mi-a spus, privește acolo, vezi că sunt niște taberi micuțe. M-am uitat atent, am văzut că erau niște grupulețe strânse și deasupra fiecărui grupuleț era ca un scut și se vedeau așa niște mâini albe care ținea ca scut de protecție asupra grupurilor care erau acolo. Dar erau
care nu stăteau în grupurile celea și se desprindeau și fugeau pe acolo, cum fugeau și nu-și vedeau locul unde erau așezați, îngerii ce veneau, îi lua și îi sfâșia sau pur și simplu îi ridica sus și cădeau înapoi și nu se mai puteau ridica. Și Duhul Sfânt mi-a spus în felul următor, lucrurile astea nu sunt departe de noi. Stai chiar într-un an și sunt unii legi care se vor da, ne desparte doar câteva luni de lucrurile astea. Și atunci Duhul Sfânt mi-a spus în felul următor, spune în biserie să se trezească pentru că Domnul e gata să vină. Asta Dumnezeu mi-a arătat, asta Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut. Eu am spus-o și la noi în casă și Duhul Sfânt mi-a mai arătat în felul următor. Mi-a fost arătat foarte multă lume care era la niște mese. Erau niște mese acolo așezate și stăteau fiecare, aveau un pix în mână. Li s-a dat un pix și stăteau toți la masă așezați. Și am văzut niște oameni îmbrăcați negru, au venit cu niște contracte, aveau în mână, nu știu, n-am văzut, n-am citit contractele, cerea, nu știam ce scrie. Și erau foarte multă lume așezat acolo. Și am văzut foarte mulți de-a noștri. Am văzut așezați la mesele celea care erau în față acolo. Și ei trebuia să semneze contractele alea care li s-au dat. Și acolo era așezat, l-am văzut, atât am văzut, Iosif și Marius de aici, de biserică la noi, erau și ei, aveau și ei pixul în mână și stăteau cu contractele. Dar cei care dădeau contractele, nu era oameni al lui Dumnezeu, erau oameni îmbrăcați în negru. Și am întrebat Duhul Sfânt, Doamne, ce înseamnă contractele astea? Și o să zic că contractele astea, ei semnează lepădarea de Domnul, mi-a spus Duhul Sfânt. O zic că asta e lepădarea de Domnul. Și Duhul Sfânt mi-a spus, spune în biserici că contractele astea nu-s departe. Așa mi-a spus Duhul Sfânt, contractele astea nu-s departe. Mi-a spus să fim cu mare băgare de seamă, pentru că contractele astea ni se vor da. Și noi, pe propria răspundere, vom semna să ne lepădăm de Domnul și de Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că visul ăsta s-a încheiat când am văzut cum pe pământ au început așa niște raze de soare să lumineze acolo și toți ăștia, cercurile astea care erau așezate acolo, scuturile astea care erau așa, au dispărut dintr-o dată. Toți oamenii aceia care erau așezați, care umblau acolo, s-au lăsat o liniște pe toată fața pământului. Nu se mai auză nimica. Și dintr-o dată am văzut cum au început să vină îngeri de-a lui Dumnezeu și au început să bată cu îngerii cei căzuți. Au nimicit îngerii cei căzuți și apoi am văzut cum două mâini așa s-au lăsat, așa două mâini, au dispărut tot fumul și grupulețele celea care erau s-au ridicat în văzduh. Și apoi m-am trezit. Asta Dumnezeu mi-a arătat. Și dacă Dumnezeu a spus să spun în biserică, eu nu vreau să mă fac îndatorat față de Dumnezeu sau să mă simt cu... cum să vă spun, vinovat că nu spun lucrul ăsta, vreau să-l spun și vreau să înțelegem că timpul venirii lui Dumnezeu este foarte aproape și dacă am venit în seara asta aici, am venit să vă spun că trebuie să ne pregătim, frați și surori, trebuie să ne pregătim pentru că vremurile care vin, lucrurile care se arată și care ne vedem deja că sunt gata să se întâmple, chiar sunt gata să se întâmple.